Bună dimineața la toată lumea. Astăzi am primit un Hyundai i20, motorul de 1100 diesel în 3 cilindri. Am primit mașina desfăcută cu ceva probleme la pompa de vacuum. Nu știu dacă puteți observa. Pompa de vacuum, pinionul spart, pompa gripată și la rândul ei o rupt șurubul de la axul cu came, nu știu dacă îl vedeți acolo, și bineînțeles o sărit distribuția. Avem axul cu came aici, am reușit să scoatem șurubul afară, i-am făcut din nou pinul de ghidaj la pinion. Avem o altă pompă de vacuum și o să vină kitul de distribuție. Ne apucăm să desfacem capacul din față de la distribuție, să punem o distribuție nouă, să vedem dacă o scăpat motorul nevătămat. Vizionare plăcută!
Am reușit de-am dat jos, n-am știut că trebuie să dăm și baia de ulei jos, sorbul este legat de pompă și trebuie dată și baia jos. Și acum să dăm capacul de la distribuție afară. Împreună cu pompa de ulei. Vedem că trebuie să trebuiască să dăm jos folia de la pompa de apă. Să blocăm pinionul. Este pe capac, de asta o trebuie să dăm și baia de ulei jos. Să punem aici. Uitați ce tare o lovit aici. Axul cu came, șurubul de la axul cu came. În momentul când se gripa pompa. Șurubul de la axul came rupt. Aoleu. Cu came după evacuare din rupt. Aici la pompa de înaltă presiune nu știu dacă se observă, dar pinionul nu mai are niciun dinte. Să trebuie să înlocuim și pinionul de aici. Pinionul e aici. Uitați aici. Bucăți de pinioane. Bucăți de pinioane. Da. În rest, patinele arată bine. Nu sunt, nu sunt foarte uzate. Singura problemă este pompa de vacuum de acolo, care o reuși să rupă distribuția în hală asta. Distribuția este originală, nu a mai fost schimbată niciodată. Trebuie să desfacem aici șurubul de la pompa de înaltă presiune și cu o presă să îl tragem afară. Și pe urmă să golim compensatorii, să punem pompa de vacuum, axul cu came înapoi, punem distribuția la semn și să vedem ce se întâmplă, dacă scapă sau nu, fără să dăm chiloasa jos la mașină.
ce să zic, vizionare plăcută în continuare. Am terminat cu distribuția, am locuit taxocame de pe admisie care antrenează pompa de vacuum, care a fost cu problemă de s-o gripat și mi-a rupt șurubul de la taxocame și a sărit distribuția, o decalat-o. Acum vreau să vă arăt semnele, nu știu dacă puteți să observați, o secundă, pe taxocame de evacuare este un punct cu o zea colorată la lanț. La fel și pe cel de admisie, aveți aici un pinion intermediar la pompa de înaltă presiune, care și el are un punct pentru axele cu came, și pe urmă există încă un lanț care face legătura între vibrochen și pompa de înaltă presiune, care are și el un punct, coza mai colorată, mai portocaliu, așa, și jos la vibrochen există tot așa un punct care este pentru cealaltă zea colorată de pe lanț, și aveți aici un semn cu TDC și un punct. Nu știu dacă se poate vedea. Așa se pune distribuția la semn la Hyundai i20, motor de 1.1 diesel. Acum o să învârtim distribuția, să vedem dacă avem ceva probleme, dacă agață sau dacă
se întâmplă ceva și dacă nu, să sperăm că și motorul de Hyundai a scăpat doar cu înlocuitul axului cu came. Dacă nu, o să trebuiască să dăm chiloasa jos și să vedem supape îndoite sau dacă este lipsă de compresie sau ceva. O să vă arăt la final dacă motorul a scăpat sau nu. No, din păcate, de data asta Hyundai-ul nu a avut noroc. Am preferat să scot motorul afară, pentru că după ce am montat taxul cu came de pe admisie, care a fost cu problemă, am constatat că mașina nu are compresie deloc și vreau să vă arăt ce am găsit. De data asta clientul nu mai fost așa norocos să scape doar cu axul cu came înlocuit și cu tacheții. Am găsit aproape toate supapele îndoite și niciun culbutor rupt. Deci o să facem chiloasa, să îi punem supape noi. Deja am montat 5 dintre ele, le-am șlefuit un pic scaunele. O să mai fac o parte la video pentru mașina asta, că nu vreau să vă plictisesc cu videouri foarte lungi. Și ce să zic, vedem când montăm chiloasa înapoi pe motor. Punem motorul cu cutia înapoi în mașină și să sperăm că o să meargă. Vizionare plăcută. Ce să zic, un an nou fericit. Și ne vedem în partea a doua cu Hyundai-ul i20. Cei care nu v-ați abonat, dați o abonare la canal și un like, ne ajută foarte mult. Mulțumesc!